Sute de locuri de muncă sunt vacante în această perioadă la nivelul județului nostru. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat disponibilitatea a sute de joburi, acoperind o gamă largă de domenii și niveluri de educație. Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, sunt disponibile 705 locuri de muncă la nivel județean. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru ambalator manual, cofetar, confecționer, prelucrător în industria textilă, confecționer asamblor articole din textile, încărcător, descărcător, lăcătuș mecanic, gestionar, marcator piese și muncitor necalificați în industria confecțiilor. Potrivit reprezentanților instituției, majoritatea locurilor de muncă sunt destinate persoanelor cu studii profesionale. Din cele 705 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, 18 sunt destinate persoanelor cu studii superioare în meserii precum consilier în economie generală, coordonator compartiment colectiv bancă, director comercial, funcționar administrativ, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer construcții hidrotehnice, inginer mecanic, operator sunet, specialist în domeniul calității, manager marketing, terapeut ocupațional. 24 sunt pentru persoanele cu studii liceale și postliceale, iar 663 sunt destinate persoanelor cu studii profesionale, persoanelor fără studii sau cu studii primare gimnaziale. Persoanele interesate să lucreze sunt încurajate să se adreseze Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT pentru a beneficia de sprijinul și resursele disponibile, astfel încât să-și găsească locul de muncă potrivit.